Așa a fost anunțată în 2003 începerea unui proiect în valoare de miliarde de dolari, The World, un arhipelag creat artificial care avea forma hărții pământului și care urma să aibă case luxoase. Și stațiuni turistice avea să fie construit la o distanță foarte mică de Dubai. Dar acum, la mai bine de 10 ani după finalizarea insulelor, nu este aproape nimic construit acolo. Oare de ce? La începutul anilor 2000, dezvoltatorii imobiliari au văzut o oportunitate enormă în crearea terenurilor artificiale în largul Dubaiului. Bumul imobiliar din Emiratele Arabe părea de neoprit și cererea pentru proprietăți la plajă era enormă. Dubaiul era deja extins de-a lungul coastei, deci spațiile pentru construcții noi erau foarte limitate atunci, compania Nakhil Properties, un dezvoltator deținut de guvernul din Dubai, a venit cu un plan care să schimbe în mod radical zona în doar două decenii. Compania avea un plan să construiască trei insule care văzute din spațiu să arate ca niște palmieri. Cele trei insule erau Palm Jumeira, Palm Jebel Ali și Palm Deira, care era și cea mai mare dintre ele. Pe lângă asta s-a anunțat și proiectul The World, Aici era un plan zone rezidențiale cu densitate scăzută, zone turistice cu densitate mare, magazine, moluri, restaurante și așa mai departe, și unele insule aveau să fie folosite în scopuri comerciale. În faza a doua a proiectului The World avea să fie suplimentat cu un alt proiect și mai mare, The Universe. Acest proiect presupunea adăugarea unor insule care să reprezinte Soarele, Luna, celelalte planete ale sistemului solar, Cala Lactee și o galaxie îndepărtată. Lângă Palm Jebel Ali urma să fie construit un alt proiect impresionant, Dubai Waterfront. Aceste insule aveau să formeze o semilună, un simbol important în islam. Proiectul a fost promovat ca fiind cel mai mare proiect de construcții din toate timpurile. Forma de semilună avea și rolul de a proteja Palm Jebel Ali de eroziune. Prin toate aceste proiecte, cea mai mare parte din coasta Dubaiului ar fi fost transformată, asta pentru că insulele s-ar fi întins de la granița cu Abu Dhabi până la granița cu Sharjah. Trebuie menționat că nivelul de încredere cu care aceste proiecte au fost propuse este uimitor. Insulele erau considerate niște proiecte prestigioase care aveau rolul de a dezvolta și mai mult Dubaiul și de a-l transforma într-o atracție turistică majoră. Asta avea să aducă venituri suplimentare unei țări al cărei principal venit provine din extracția petrolului. Hai să vedem acum ce s-a întâmplat cu aceste planuri ambițioase. În 2001, Nakhil Properties a început să construiască Palm Jumeira. Doar acest proiect avea să dubleze lungimea coastei pe care Dubaiul o avea. În 2006 terminaseră de construit insulele, ba chiar și primele apartamente erau deja vândute. Pe frunzele palmierului erau în principal case private, în timp ce pe inelul construit în jurul palmierului și menit să l protejeze de furtuni, erau în principal hoteluri mari și luxoase. În timp ce Palm Jumeira încă se construia și alte proiecte începeau să prindă formă. Se pare că rata de creștere a Dubaiului a atins un nou vârf odată cu secolul 21. Piața imobiliară a crescut într-un ritm frenetic și un număr de proiecte impresionante, cum ar fi Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, au fost construite. În septembrie 2008, hotelul Atlantis de pe Palm Jumeirah și-a sărbat deschiderea cu focuri de artificii pe întreg palmierul. Cu toate acestea, criza financiară internațională a început să afecteze și Dubaiul. Un reporter a descris evenimentul. Săptămâna trecută, Dubaiul a cheltuit 20 de milioane de dolari doar pentru a inaugura hotelul Atlantis. Titlul știrii era Dubai petrece în timp ce restul lumii se luptă cu criza economică. Dar, la scurt timp, o altă știre ne spunea că și Dubaiul a fost lovit de criza financiară, sectorul imobiliar fiind cel mai afectat, iar proiectele lor majore, cum ar fi insulele artificiale, sunt în pericol și tot mai multe șantiere se închid, din cauza că cererea a scăzut masiv și prețurile terenurilor s-au prăbușit, iar dezvoltarea insulei Palm Jebel Ali s-a oprit. În 2011, Nakil Properties le-a returnat banii investitorilor și proiectul este în așteptare încă de atunci. Insulele goale care se întind până la 7 km în larg par să fie uitate. Palmierul este în dreptul portului Gebel Ali, iar în vecinătatea lui nu se află niciun cartier. Majoritatea viselor pe care dezvoltatorii imobiliari le aveau par să fi dispărut, Crearea insulelor care aveau să formeze Dubai Waterfront nu este nici pe departe la stadiul la care ar fi trebuit să fie, dar se poate vedea forma unor insule în imaginile din satelit. Se pare că și acest proiect a fost întrerupt. Situația este similară și în cazul Palm Deira. Crearea insulelor a început, dar este foarte departe de a fi finalizată. În 2013, Nakhil a încercat să salveze acest proiect prin rebranding, adică aducându-i câteva modificări. În loc să continue să construiască noi insule, proiectul a fost redus și se numește acum Deira Islands. Acolo deja se construiește acum un mall, două clădiri foarte mari și o stradă dedicată comercianților. Să vedem în sfârșit ce s-a întâmplat cu The World. Crearea insulelor este în mare parte finalizată și o mare parte a insulelor au fost vândute înainte de criza financiară. Dar continuarea dezvoltării acestor insule nu a mai avut loc deoarece și investitorii care le-au cumpărat se confruntau și ei cu probleme cauzate de criza economică. Și chiar dacă investițiile în proiecte noi în Dubai au început să crească după criză, The World nu a beneficiat de asta, deoarece investitorii erau sceptici cu privire la profiturile pe care o astfel de investiție le-ar putea aduce. La doar 10 ani după ce proiectul a fost prezentat The World, deja pare că nu mai este un proiect potrivit vremurilor de acum. Există îngrijorare și în ceea ce privește longevitatea proiectului, pentru că multe din canalele înguste dintre insule au început să se umple cu nisip și creșterea constantă a nivelului mării este și ea un pericol pentru astfel de proiecte. În general, au apărut și alte motive de îngrijorare legate de astfel de insule artificiale. Rezidenții din Palm Jumeira se plâng de calitatea apei, în timp ce inelul din jurul palmierului este necesar pentru a-l proteja de eroziune, acesta împiedică și mișcarea naturală a apei, ceea ce a făcut ca apa din interiorul lui să stagneze și să-și piardă calitatea. Pe lângă toate astea, există și din ce în ce mai multe griji legate de protecția mediului. Adăugarea a sute de mii de tone de nisip pe fundul mării, care înainte era plat, are un impact major asupra vieții marine. Insulele sunt create în principal din nisip care a fost extras de pe coastele Dubaiului din ape puțin adânci. Există griji că și asta ar putea destabiliza solul de pe coasta respectivă, ceea ce poate duce la eroziunea coastei naturale. Chiar dacă se știa despre aceste consecințe de foarte mult timp, este din ce în ce mai greu să promovezi proiecte care afectează mediul înconjurător. De aceea, multe dintre proiectele promovate în ultimii ani încearcă să încorporeze compatibilitatea cu protecția mediului. Un alt factor negativ este faptul că imigranții care lucrează în construcții în Dubai trăiesc în condiții foarte dificile, iar asta atrage atenția presei internaționale din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, există proiecte de dezvoltare pe aceste insule care încep să prindă formă. Inițial era o singură insulă pe care s-a construit. Vila de acolo era o casă pilot menită să promoveze proiectul. În vara anului 2012, pe insula Liban s-a deschis Royal Island Beach Club. Clubul este destinat turiștilor care pot să ajungă acolo ziua cu barca. Cel mai mare proiect a fost anunțat în 2014. Un investitor imobiliar din Austria avea de gând să dezvolte mai multe proiecte pe insulele europene. Proiectul se numește The Heart of Europe, inima Europei și are scopul de a crea o versiune în miniatură a Europei. Aici s-ar construi hoteluri de lux inspirate de locuri ca Veneția sau Monaco. Pe lângă restaurante cu mâncare europeană, investitorul vrea să construiască o piață pe insula Elveția unde să existe zăpadă artificială. Proiectul este acum în plină dezvoltare și rămâne de văzut dacă acesta va avea succesul economic la care investitorii se așteaptă. Există proiecte imobiliare riscante peste tot în lume și peste tot unele dintre acestea se dovedesc ca fi un eșec. În dezvoltarea urbană, proiectele de prestigiu au de obicei un rol mai important decât să aducă venituri imediate. Acestea pot aduce turiști în zonă, ajutând astfel economia locală în mai multe feluri. În afară de a aduce turiști și venituri, astfel de proiecte sunt de multe ori și un motiv de mândrie națională sau simbolizează începutul unei noi ere, prin folosirea de metode noi de construcție sau prin doborârea unor recorduri mondiale. Dacă Dubaiul este criticat pentru faptul că a creat astfel de atracții modificând terenul, cu siguranță că astfel de critici pot fi aplicate și altora. Dar rămâne de văzut felul în care aceste proiecte care au schimbat coasta Dubaiului vor fi văzute în viitor, atunci când creșterea va încetini și visul ambițios pe care acest oraș îl reprezintă nu va mai fi în construcție ci va fi trăit. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!